ziua și bine ați revenit. Suntem într-un loc special cu o persoană foarte specială, domnul academician Bălăceanu Constantin. Și suntem într-un loc vis-a-vis de Palatul Știrbei, un loc în care dânsul îi place foarte mult să vină și vine în fiecare zi, bea o cafeluță. Bună ziua! Bună ziua la toți! Noi suntem mai mulți aici strânși la Măsuță. Și mai aveți un pic și faceți 100 de ani. În primul rând vă urăm toate cele bune și la mulți ani. Mulțumesc, îmi face plăcere. Mai ales că a venit și domnul profesor din Noua Zeelandă. Da, da. Exact. Suntem, după cum ziceam, mai mulți strânși la masă. Vrem să ne spuneți despre istoria Bucureștiului, despre Bucureștiul de altă dată. Istoria Bucureștiului, dar eu vreau să vă spun, aia scrie în cărțile de istorie. Exact. Dar pot să vă spun cum arăta Bucureștiul circa acum 100 de ani. Nu chiar 100 de ani, pentru că memoria umană începe să funcționeze de la 3 ani în sus, dar putem spune că cum arăta Bucureștiul acum 100 de ani. Era mult diferit de cel pe care îl vedeți acum. Întâi pentru că nu exista arhitectura aceasta a secolului al 20-lea și al 21-lea. Așa s-a început pe anii 38 cu reformele arhitecturale din epoca regelui Carol al II-lea. Erau case tradiționale și case care erau mai speciale, mai organe, mai mari, mai luxoase, mai frumoase, de obicei în stil eclectic, sau într-un stil românesc sau românezant inventat. Așa erau palatele boierilor. București era în mare parte un oraș în centru, probabil, casele boierești și în jur de către casele mari burghezi. Cam de unde începea Bucureștiul? Care era punctul zero? Punctul zero. De unde începea Bucureștiul? Acum, punctul zero depinde ce numiți punctul zero. Punctul zero este general numit punctul de unde se măsoară toate kilometrajele. Pe care îl știm, ala, da. Știți, este lângă Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Exact. Și de acolo se măsoară toate kilometrajele. Dar punctul zero, adică centrul Bucureștiului, era Piața Palatului Regal. Trebuie să vă spun că strada arăta altfel. Întâi, după cum v-am spus, nu erau casele acestea moderne, între care unele sunt acceptabile, dar unele sunt detestabile prin aspectul lor rigid și fără niciun fel de estetică, mai ales cele clădite în serie în epoca comunistă. Pavajul era făcut în piatră cubică. Nu exista pavajul betonat pe care îl vedeți acum, era din piață publică. Sau bare de lemn? Eu n-am apucat pavajul de lemn, dar bunica mi-a spus că pe Calea Victoriei, chiar aici, în zona aceasta, pavajul era de lemn. Și era un obicei. Când cineva vrea să fie menajat, cei care treceau în fața casei înveleau copite cailor în cârpe ca să nu poată de zăbăși. Aha! În al doilea rând, circulația nu era făcută de automobile. Erau automobile, dar majoritatea vehiculelor erau trăsuri. Trăsurile sau unele erau trăsuri care și particulare, rare, deja, când am fost eu. În vremea tatălui meu, în vremea bunicului meu, fiecare familie își avea caleașca lui, cu prâul lui, caii cu care se plimba. Acum am lichidat să toată această poveste, însă erau birjele. În București, birjele erau cu doi cai. Și erau două feluri de birje. Unele birje erau cu covertir și altele birje erau închise, cu prâul.
cuplurile erau folosite în special în cortejile de studenți, în cortejile de voluntare, la solemnități. Eu mi-a preferat birja cu covrigi. Înțeles că timp de ploaie era preferare. Și plimbarea se făcea pe Calea Victoriei? Nu e vorba numai de plimbare, vorba de deplasări de uzuare. A, deci chiar se făceau deplasări? Se făceau deplasări. Nu plimbări. Era o birjă pe care era scris TX, textivat. Și acelea de puteai lua, acest semn, da? Sau le găseai în stațiile de birjă, în diferite puncte, ale București, că erau staționate birjele. Cum era în piața Teatrului Național, cum era în piața Victoriei, cum era în piața Romana. Și pe, în periferia, în mahalalele propriu-zise, n-am nicio experiență, pentru că nu mergeam. Dar le străbăteam când mergeam în afară de București. Drumul principal era Calea Victoriei. Calea Victoriei era care Champs-Élysées la Paris. Era un loc care nu era numai un loc de circulație utilitară. Era un loc și de primări. Da, promenadă. De promenadă. Vremea bunicii mele, nicio persoană din Boierime și din Marea Burghezie nu mergea pe jos. Chiar când era vorba să meargă trei case, era birja și mergea cu birja. Pe vremea mea, foarte mulți mergeau pe jos. Și una din promenadele pe jos, cele mai importante, era Calea Victoriei. Începând cam din locul ăsta, se iau poate ceva mai jos, de la Telepalat și până la Cercul Militar. Am văzut niște poze și niște filmulețe. Era cu Calea Victoriei. Erau masă de pietoni. Astăzi, da. Eu mi-aduc aminte, Calea Victoriei parcă era într-o zi de manifestare. La zi de zi, de dimineața, de pe la 9, pe la seara, când se întuneca. Și ce făceau oamenii pe Calea Victoriei? Se plimbau. Cumpărături? Se uitau la vitrine, vorbeau între ei, intrau la cafenele, intrau la băcării, mâncau, tăteau de atacrale. Adică era o promenadă continuă și foarte des. În așa fel încât în anumite perioade au fost introduse chiar sens unic pentru pietoni. Trebuia să mergi pe trotuarul în dreapta. Pentru că închisoarea era așa de mare. Dar asta era în fiecare zi sau la sfârșit de săptămână? Nu, 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 în fiecare zi. Fiecare zi. Nu se simțea sfârșitul de săptămână. Nu? Nu era mai multă lume la sfârșitul săptămână. Prin bară. Al doilea lucru, publicul era diferit. Publicul era diferit? Era îmbrăcat cu totul diferit. Nu se ieșea pe Calea Victoriei decât bine îmbrăcat. Îmbrăcat așa cum cerea eticheta din la Belle Époque. Doamnele, n-am văzut și nu cred că fi fost doamnă să iasă fără părărie. Doamnele își păstrau părăria și când veneau în vizită. Numai când vizita era mai intimă, își scotea părăria. Altfel rămânea cu părăria pe cap. Domne, n-am văzut om fără părărie. Erau părăriile de frături, părăriile alea de paie, canotie, care nu mai există, dar pe care le-am purtat și eu în tinerețea mea. Și care au dispărut. Cred că și la Paris au dispărut. Și păi să purta pălăria melon, care în împrejurări festive, cilindru, jobenul. Aha. Astăzi nu se mai poartă jobenul, decât nici nu cred că se mai poartă jobenul nici la ceremoniile mari. În America se poartă la ceremoniile oficiale. Dar înainte când mergeai la o nuntă, mergeai la o... un botez, mergeai cu cilindru. Iar miniștrii, de exemplu, secretarii de stat, în momentul când erau numiți, nu circulau decât cu joben. Așa era obiceiul. N-am văzut ministru cu pălărie de fătru. N-am văzut ministru cu pălărie de fătru. Erau cu joben. Erau jobene de matate, erau jobene de fătru
și erau și jobene cenușii. Dar alea se purtau mai ales la cursele de cai. Jobenul cenușiu. Toată lumea... Avea o importanță culoarea pentru... Totul era codificat. Nu puteai să mergi la o nuntă cu joben cenușiu. Trebuia să fie negru. Lucios. Pentru că aminte cum își peria bunicul meu jobenul care era păros. Erau și jobenul înainte de a pleca la cursă. Toată lumea era cu cravată. Bărbatul era cu cravată. Papion? Papion, cravată, la varieră, dar nu exista să mergi cu culorul de știință. Ei, sigur, erau ăștia mai simpli, oameni mai simpli, care își mai permiteau. Dar și ei, de obicei, puteau cravată. Cravata a rămas obligatorie la noi, acum nu mai e în festivități și la anumite cluburi mai sereți. Dar atunci, toată lumea purta pălăriile la femei, cravata la bărbat și pălăria la bărbat. N-am văzut circulând pe Calea Victoriei un domn sau o fără pălărie. Și să salutau, să salutau. Femeile purtau mănuși. Și erau mănușile alea până la cot. Poșeta, mănușa. Iarna, mănușa scurtă și acel rulou de plană în care își puneau mâinile și care era atârnat de glită. Dar vara era un pic călduț cu mănușa. Era călduț, erau mănuși. Din dantelă ceva. Așa, mănuși rețea. Dar era mănușă. N-am văzut. Erau oameni care mergeau fără copii, tineri. Foarte tineri. Aveau doamnă și au... Fie că era din Marea Burghezie, fie că era de Boierime, purta mănușă. Ce mănușă? Era un protocol pe care nu-ți permiteai să-l calci. Era acel protocol din la Belle Époque. Că n-am apucat rochile lungi. M-am născut după perioada așa. Dar mama îmi până înainte, toate femeile aveau rochii lungi. După aceea, rochea cocoșa rea în timpul războiului, din motive de economie, ca să consume mai puține ștove, a tăiat. Aha, și au început să se scurteze rochii. Până la o palmă sub genunchi. Mai mult nu era voie, te-a vrăsta. Deci, mama a văzut-o, am fotografiare mamei cu roche lungă și am fotografiare mamei care era printre primele care au purtat rochea scurtă, dar nu minijipa, rochea scurtă, o palmă scurtă, sub o palmă genunchi. Sub genunchi însemna. Dacă trecea de genunchi în sus, te ridica poliția. Nu există joacă. Era interesant că pe stradă, pe lângă lumea care se plimba, pe care Victoria mai puțin, că erau pe străzile reziduale, umblau precupeți. Era un adevărat comerț stradal, care a dispărut. Comerțul stradal era în piețe, pe străzi, pe bulevarde. Erau și pe strada noastră, pe strada Orlando, cu copii, cu tot ce se pătea. N-aveai nevoie să te duci la piață. Ieși imediat aici. Piața îți vedea la... Da, la ușă. Cu strigătele respective. Aveau... Cu ceea ce vindeau, da. Cu aceea erau lăptărăsele, care veneau cu căruciul lor, cu două roți, și care aduceau lapte, lapte bătut, smântână, unt, iaurt, și le aducea acasă. Erau și două personaje care au dispărut. Întâi Lampagini. București nu era iluminat electric, București era iluminat cu gaz lampant. Și atunci
seara când se întuneca, dimineața când răsărea seara, apareau lampadii cu un ceamă lung, așa, cu ajutorul care deschidea ferăstruica de la ferinar, aprindea sau stingea ferinarul. În personajul care... Și mai erau gunoieri. Tot timpul erau gunoieri cu... roaba aia. Cu bela sau roaba. A, era o roaba așa. Da. De ce? Pentru că erau cai. Și cai știți că murdăresc tot timpul. Așa că menținerea curată a căii feritorii și a străzilor erau obligatorii și tomberoanele acestea circulau pe toate străzile cu mătură care au dispărut, că nu mai e nevoie acum decât să faci curățenie o dată pe zi sau o dată la două zile, cum hotărăște primarul. Și atunci era continuu. Deci, vedeți, continuu tomberoanele respective. Un personaj, două personaje care au dispărut. Bineînțeles că erau și văxuitorii de ghete. Da. Era un fel de idee că pantofii la bărbați trebuie să strălucească. Și atunci, în holurile hotelurilor, la marele restaurante, la ieșire, era un fel de dispozitiv mecanic care... Dar de obicei te așteptau pe stradă văxuitorii de ghete. Cu cuțiuța lor, cu toate cuțiuțile, cu creve de diferite culori, ceruri și așa mai departe. Personaje care au dispărut. Un personaj care a dispărut dezăvârșit sunt flașnetarii. Flașnetarii erau cei care aveau niște flașnete. Care aveau o manivelă, învârtea manivelă și flașneta cânta. Și flașnetarii aveau cutia lor și pe cutia lor era o altă cutie în care stăteau câteodată câțiva șoricei, câteodată o pisică, câteodată un papagal. Și papagalul câteodată scotea niște lucea acolo, avea o cutie cu biletele. Lucea și trezea un biletel. Și pe biletel era un fel de prognostic a ceea ce se va întâmpla. Mai există și acum. Așa, erau biletele de papagal. Dar din cauza asta, erau la flașnetari. Sigur că erau și grupuri de cântăreți, răutari, dar în special flașnetari. Și care erau chiar și pe Calea Victoriei, de numai pe străzile rezolvăție. Mai era ceva care a dispărut. Cortegiile funerare. Morții se transportau pe jos. Așa era obiceiul, morțul era în loc. Carele alea mortoare din secolul al XVI-lea, negre și albe pentru copii, cu patru cai, cu șase cai, învăluiți în vatrapuri negre, cai mascați, cum le zicea, cu personalul respectiv în haine negre, în bicornuri negre, era o întreagă, și când erau mai înstăriți, era și o muzică care îi toată. Și atunci aveai preotul, carul, familia, muzica și prieteni, dar toți mergeau pe jos. Îți dai seama să mergi pe jos de la București noi până la cimitirile care erau în apropiere, sau de aici până la cimitirul Belu. Așa era obicei. La sfârșitul cortegiului erau câteodată șiruri de cupele. Femeile erau îmbrăcate băit cu voaluri negre. Toate femeile din familie sau prietenii apropiați veneau cu un voal negru, nu-i vedeai fața. Și bărbatul negru, cravată neagră, părălie neagră, jobend sau părălie mărău, adică cortegiile funerare. Și ei auzau cu muzica care cânta, muzica militară, și treceau chiar și pe Calea Victoriei. După aceea, în Piața Victoriei, în Piața Palatului, pe la ora 11-12, se făcea schimbarea la gardă, care era un întreg ritual cu garda care venea, garda care pleca, fiecare când era duminica și sărbători de orchestră,
în cealaltă vine cu trompetă. Da, deosebit. Cred că se strângeau mulți oameni să vadă. Era un obicei pentru care lumea s-a adunat. Da. Și s-a adunat cu o jumătate de oră înainte, așteptau o piată să se însoască cortegiul militar. Bineînțeles, când era o paradă oficială, atunci lucrurile se schimbau foarte mult. Cea mai importantă paradă era 10 mai. 10 mai? Da. Mai era ceva. Toată lumea aceasta care se plimba, care victorii, se mai oprea. Fie la cafenele, fie la o băcănie celebră. Cafenelele sau erau două importante. Una, cafeneaua Riegler, vis-a-vis de Teatrul Național, în clădirea fostului Hotel Hub, și cafeneaua Capșa. Capsa era o fel de... era cafenea, de devenită instituție. Era, de adevăr, cu un public mai selectat. Era cafeneaua boierii. În această cafenea se tăteau randevurile, se făceau discuțiile de afaceri, întâlnirile. Și chiar ca să se duci să bei o cafea, o ciocolată și așa mai. Era și un restaurant. Restaurantul era mai puțin celebru, cafeneaua era și bomboneria. Nu exista posibilitatea să te duci în vizită la cineva fără să duci o cutie de bomboane de la Capșa. Care avea niște cutii cu totul speciale, albe cu desene aurii sau adevărate casete de lemn cu bronz și așa mai departe. Capșa era o instituție despre care se poate vorbi o mulțime de lucruri și în care s-au petrecut o mulțime de lucruri. Ziceți-ne un lucru petrecut acolo. Cum? Ziceți-ne un lucru petrecut acolo. Era băcănia lui Dragomir Niculescu. O băcănie, o simplă băcănie. Cam pe medimensiunea astea. Coteșghea la care toată protipendada Bucureștiului era orele 11-12 se aduna, se ia gustări, de la băcărie, cu mâna. Se găsea tot ce vrei, de la stridii și preparate aduse cu Orient Expressul de la Paris, până la șampanie și așa mai departe. Dragomir Niculescu era așezată pe strada regală, pe strada... Îmi spera cum mai zice... E strada care merge paralel cu Teatrul Național. 13 decembrie? Nu. Hai să vedem. Care urcă pe urmă și trece și iese bulevard. La feros. Acolo s-a zădeau boierii. Dragomir Niculescu a făcut averea vis-a-vis de hotelul Continental. În piața acolo, pe această stradă, dar n-am apucat acest lucru, fusese înainte cea mai vestită cafenea încă de pe vremea fanariotă a lui Fialcov. Și tot pe această stradă își făcuse, pe vremuri, Caragiale o berărie. Vis-a-vis de Colțea? Poftim? Vis-a-vis de Spitalul Colțea? Nu, vis-a-vis de Teatrul Național, pe latura Teatrului Național, dinspre noi, unde e blocul Adriatic acum. Ok. Era berăria Gambrinus, nu acolo unde se ia acum, pe Bulevard. Aia e o clădire mai târzie, la care mergeam ca student. Și era pirăria studentimii. Okay. Aceste două instituții, Dragomir Niculescu și Capșa, erau ca niște monumente ale vieții sociale pe care a victorii.
lucru care a dispărut cu desăvârșit. Bineînțeles, în perioada comunistă. Cala Victoriei continua de la Capșa? Continua de la Capșa cu o casă în care locuia fotograful Pop Ahorzea. Primul fotograf din România. Cum e zicea? Primul fotograf din România. Pop... Sarmari? Sarmari? Cum? Pop Sarmari? Da, da, da. Și care își avea acolo un atelier de fotografie, dar care făcuse fotografii din tot Bucureștiul. Mai ales când îi mai exista Turnul Colții. Vis-a-vis de biserică, alături și vis-a-vis de biserica în Spitalul Colții, era turnul făcut de Carol al XII-lea. Un turn care a fost zărâmat între timp. Eu nu l-am apucat, dar de sus se vedea tot centrul Bucureștiului. Și de acolo a făcut poze. De acolo. 8 de stat bani. Da. Un aspect pitoresc. Vis-a-vis de cercul militar, e o platformă. Și pe platforma aia era un bătrân cu părul alb care avea o lunetă cu care puteai să uiți de jur împrejur. Când era luna, puteai să vezi luna. Plăteai și te uitai. Era distracția noastră. Vă știți că a durat mult, dar m-am apucat până și în timpul studenții, mai era omul cu luneta acolo. Și mai era interesantă intersecția cu Valul Elisabeta. Da. Acolo era un punct nevralgic important. Acolo a fost pus primul semafor. Dar înainte de semafor a fost pus un politic, așa le zicea atunci. Un politic surdomut. Și era cel mai eficient politic pentru dirijat circulat. Interesant. Da. După ce era în Colț, sub Hotel Boulevard, librăria Alcalai. Acum să nu vă închipuiți că era o simplă librărie. Cam ca Humanitas, era mai mult decât o librărie. Editură, era o editură și o bibliotecă. Și avea... Alcalai era un evreu cultivat și inteligent și care făcuse din a educa tineretul o preocupare și scosese chiar o editură, lectură pentru toți niște cărți în care a trecut toată literatura mare românească, toată literatura mare internațională și toate volumele bestseller le tipărea pe hârtie simplă cu prețuri foarte mici. A fost o librărie fantastică din punctul de vedere al culturalizării mari. Librăria Alcalai. A dispărut. Și de-a mai fost. Vis-a-vis era Palatul Nifon, cum era prefectura de poliție. Da, după prefectura de poliție era Casa Socek. Socek a fost prima mare librărie, editura a Bucureștiului. Acolo se editau și legătorii. Chiar volumele mele care le-a cumpărat ca student le-am legat la Socek. Însă Socek aparținea unui domn Schwarz, care a vândut-o. Și locul Șvat a venit o societate care a făcut un magazin universal. Primul magazin universal din București a fost în clădirea Socek, unde este acum magazinul. Un lucru care se numea Galerie Lafayette. Aha, am auzit că vedea. Se umpluse București. Se umpluseră panourile de la Calea Ferată până la Chitira cu reclame despre Galerie Lafayette. Primul magazin universal, în care era splendid. Unde este acum magazinul respectiv? Găsești de toate. Și ne duceam acolo. Chiar la început, mi-aduc aminte, magazinul a început cu stângul. Avea un ascensor care avea cabina fără el. Și un copil a scos capul și a teretezat capul când a trecut între etaje. Asta le-a speriat pe toți, dar le duceam. De ce le duceam? Pentru că avea un etaj întreg de jucării.
bunica mea, că de la Roman când venea, ne lua și ne ducea la cărării la păiet, ne ducea la etajul de jucării și ne cumpăra jucăriile care respective, cum se făceau atunci, păpuși de porțelan, mașini de tablă, adică trenuri electrice și așa de așa. Era un splendor, era un paradis pentru noi. Ceea ce se întâmpla în jos nu prea ne interesa, era casa de... Era Hotel de France. Hotel de France care a căzut la cutremurul din 77, dar care era un hotel splendid din punctul de vedere arhitectonic, în stil eclectic, și locul lui s-a făcut o construcție alături de casa de vecure, o construcție modernă, care respectă numai dimensiunile hotelului. Cam pe unde era așezat acum, dacă e să ne imaginăm? Unde e blocul ăla modern? Aha. Între casa de vecure și magazinul. Și avem cecul. Clădirea cec. Da, da, dar nu mai aduc aminte, nu e nimic important, vis-a-vis este Palatul Poștei ăla. Unde e Muzeul de Istorie acum. Era Palatul Poștei, care a fost ridicat de Carol I, pe locurile Hanului Bălăceanu, prin care erau proprietăți bălăceanești. Și a fost ridicat Palatul Poștelor și acum este muzeu. Iar în jos nu mai era nimic interesant pe Calea Victoriei. Acum, la capătul Calei Victoriei, unde e Piața Victoriei, era o zarvă mai poveste. Fiindcă pe vremea aceea aveai voie să claxonezi. Nu prea erau claxone, erau goarele alea cu... Și de dimineață, de la 5 dimineața până noaptea târziu, sute de goarele care Piața Victoriei. Și bunicul încă mai îi spunea capul podului. Fiindcă pe vremea se numise capul podului și după războiul de independență, în 79-80, a fost numită ca Piața Victoriei. Dar erau oameni mulți care îi spuneau capul podului. Dincolo de capul podului era Parcul Chisele. Știu că Gheorghe Bibescu a vrut să facă o statuie lui Chiselev. Chiselev era pe vremea aceea ambasadorul Rusiei la Paris. Faceți un parc. Faceți un parc. S-a mutricat. A făcut parcul acesta. Parcul acesta era doi pași de casa mea. Și în fiecare dimineață, toți copiii din regiune mergeam acolo, ne întâlneam și jucam. Toate amintirile mele din anii 28, 29, 30, toată copilăria mea s-a petrecut în parcul Chiselev. Șoseaua Chiselev, care era promenada, pusese, nu mai era, pusese promenada la Caleștilor. La vremea Caleștilor se făceau promenade pe Calea Victoriei până la Piața Băneasa. Nu exista Arcul de Triunghi. Exista la un moment dat magazinul Doina, restaurantul Doina. Care mai e și acum. Mai este și acum. Se plimbau cu femeile, se îmbrăcau elegant în pălării și de-asta în trăsuri, în calei și cu patru cai, cu doi cai și bărbații călări printre ele. N-am apucat perioada asta, dar am apucat pe Calea Victoriei, calei și care trec, călăreți, numai pe Calea Călăreților. Era o cale călăreților care pornea de la Doina și mergea până în Piața Presei și poate o lua spre clubul unde este... București Noi? Club. Nu, o lua la dreapta. A, Băneasa. La clubul diplomaților. La diplomaților. Aha. Se mergea călări. Eu n-am mers la nevastă mea, încă mergea pe călare pe când. Acum am mers la Regina Maria mea în călare. Pe doamnele de onoare ale culte cu coane ale noastre, care le cunoșteam din salon, mergeau călări, un dam, bărbații, pe casa, bine, era promenat la călare. Iar noi ne jucam în partea întâi, așa unde este rondul întâi.
Ce să vă spun? Nu vă ajută. Întrebați-vă. Cum a fost perioada după al doilea război? N-a fost la București. Nu. Am trăit la țară. Am trăit 10 ani de zile la Slăudești. Și vedeam la București numai în vacanță și de obicei stăteam o săptămână, 10 zile și până plecam la Eforie sau la Sinaia. Adică și la, întâi la Eforie și până la Sinaia și ne reîntorsem acasă. Aveți o carte aici, într-adevăr, cu aceste vacanțe de care ne spuneți acum? Da. Și regăsim acolo multe povești. Da. V-am spus, mai vreți ceva? Poftim? Mai vreți ceva? Deocamdată nu este suficient și vă mulțumim tare mult, nu este suficient. Ne-am bucurat să ne mai revedem și să mai găsim și alte povești. Bine. Vă mulțumim tare mult.